Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în vărsător. Haideți să facem împreună etalarea pentru săptămâna 40 decembrie 2023. Începem prin a aprinde o lumânare, ca de obicei. Să aducem lumina și căldura în sufletele noastre, pentru sănătatea tuturor și a celor dragi nouă, pentru vindecări, regăsiri, împăcări, rezolvări de orice fel de dificultăți. La mulți ani pentru onomastica celor care serbează Sfântul Nicolae, da, onomastica atunci, de ziua numelui, voi folosi pentru etalarea aceasta de luni până duminică cărțile de tarot, Rider-Waite, le voi extrage într-un mod aleator și intuitiv. Apoi avem acest oracol al arborilor sacri. Din partea tarotului iubirii, la fel, vom extrage anumite cărți. Nimic nu este întâmplător, dragii mei, și folosim de asemenea și cărțile obișnuite, cărțile de joc. Să vedem ce anume spun aceste mesaje. Sper să rezonați într-un număr cât mai mare. Bineînțeles, este o etalare generală. Dacă doriți etalări personalizate, vă aștept cu drag pe e-mail. Aveți e-mailul în descriere. Și hai să începem, dragi vărsători, cu acest eremit, luni. Ziua de luni este una în care vă păstrați voi gândurile proprii. Eremitul este un om foarte înțelept, doamnă, domn, care găsește răspunsurile în propria înțelepciune de viață. Sunteți mai interiorizați, mai izolați de restul, dar foarte iluminați, aș zice eu. Da, voi vedeți realitatea așa cum este ea și aveți foarte multe de învățat. S-ar putea o persoană din Zodia Fecioară să vă impresioneze, să aibă această atitudine foarte înțeleaptă. Arțarul este arborele sacru care spune: joacă-te, îndulcește-ți viața, colorează-o, îndrăgostește-te și schimbă ceva în viața ta. Dragă doamnă, domn din vărsător, s-ar putea să aveți această deschidere, această atitudine de a vă bucura de viață și de tot ce poate să fie mai frumos. Ce frumos căsătoria! Fie că veți aduce acestei căsătorii în care vă aflați o nouă vibrație, un nou entuziasm, fie sunt cereri în căsătorie, fie simțiți nevoia să vă căsătoriți, să aveți pe cineva alături, ori pur și simplu, da, cunoașteți o persoană care să fie foarte serioasă și cu alături de care să petreceți timp împreună. Mergem mai departe la ziua de marți, să vedem marți, cavalerul de cupe. Păi, pentru dumneavoastră, să știți că se anunță o zi de marți echilibrată, cu împăcări, cu oferte frumoase. Cavalerul de cupe este într-adevăr o persoană sau o ofertă de a-și cere scuze, poate voi vă cere scuze sau altă persoană. Este cineva din rac Scorpion-Pești care vine cu o propunere, da? Însă aveți grijă, pentru că genul acesta de persoane pot fi mai nestatornice. Să aveți grijă să vedeți cât de serioasă este această ofertă. Da, este o, poate și o instabilitate emoțională pe care o percepeți. Da, hai să vedem mai departe. Iată piersicul și invitația de a consuma poate gem sau dulceață de piersici. Să luați o pauză, așteptați, pentru că veștile bune nu vor întârzia să apară. Se pare că o calmare, o liniștire a grijilor, o încredere că lucrurile vor veni spre voi într-un aspect pozitiv, să vă ajute. Dar parcă voi vreți să vă înțelegeți foarte bine cu ceilalți, nu vreți să aveți discuții sau conflicte și văd într-adevăr și o transformare benefică creatoare pe care o aveți la nivel individual, fiind într-o solitudine binefăcătoare, sau voi chiar aveți poate o relație, dar este una în secret. Doamna, da, cealaltă persoană se află în spatele acestei perdeluțe. Ori este drumul vostru, ori mergeți voi către persoana dragă sau persoana dragă vine spre voi, dar este o zi transformatoare, aș zice eu. Să vedem. Dragii mei, eu n-am tras
nici carta de luni, nici de marți. Hai să tragem întâi pentru luni. Ia să vedem. Pentru luni, să știți că avem o hotărâre pe care o luați în curând și o pasiune sau o bucurie mică, aș zice eu, se manifestă împreună cu doamne sau domni care sunt blonduți, blonduțe, șatene cu ochii deschiși la culoare sau căprui, ori persoane din rac, scorpion, pești. Aceasta este cartea, acestea sunt cărțile pentru luni. Deci văd o hotărâre pe care o luați și o bucurie mică. Iar pentru marți, da, și acum suntem la zi, pentru marți, dragii mei, atenție la o ceartă. Atenție la o ceartă, poate că se ceartă două persoane sau atenție la conflicte la locul de muncă sau cu anumite firme. Aici văd două doamne, o doamnă din Berbecleu Săgetător și o doamnă din Gemeni Balanță Vărsător, sau vorbim despre doamne brunete cu ochii negri sau căprui, ori doamnele cu ochii verzi sau albaștri. Mergem mai departe la ziua de miercuri și vedem îndrăgostiții, o ocazie frumoasă să vă îndrăgostiți, dar și o interacțiune cu o persoană din zodia Gemeni. Aici este vorba și de o decizie pe care sunteți nevoiți să o luați, dragi doamne și domni din Vărsător. Poate că în cuplul vostru treceți prin niște încercări și, într-adevăr, sunteți ocrotiți de acest înger al iubirii, veți trece acel munte care s-a creat între voi, veți reuși să ajungeți unul la celălalt, dar poate să fie vorba și despre o ispită, dragii mei, să fiți puși în postura de a trăda, de a minți sau de a înșela și să fie nevoie să faceți această alegere bazată pe moralitate. Mai văd de asemenea plopul care anunță că arbore sacru, că vin veștile, să iau niște decizii și lucrurile se vor mișca pentru dumneavoastră. Dacă sunt anumite stagnări sau au fost stagnări, ziua de miercuri aduce niște deblocări, aș spune eu. Tarotul iubirii anunță și o iubire pură platonică pentru o parte dintre dumneavoastră, fie că cineva recunoaște faptul că vă place sau voi aveți sentimente despre care veți vorbi persoanelor voastre dragi. Mai văd de asemenea, iată, și din partea acestor cărți de joc, următoarele informații și văd într-adevăr în destinul vostru pe cineva. În destinul vostru, ori un bărbat brunet cu ochii negri sau căprui, ori o doamnă șatenă cu ochii căprui, ori voi puteți să arătați așa, dar mai văd și bărbați din Berbecleu Săgetător sau doamne din Taur Fecioară Capricorn. Și acest destin spune că ceea ce se întâmplă, interacțiunea dintre dumneavoastră, dragi vărsători, și aceste persoane, ori cu ambii, ori cu unul dintre ei, este în destinul vostru. Așa trebuiau lucrurile să se întâmple. Și continuăm cu ziua de joi. Joi avem, iată, un doi de spade care arată o nehotărâre, arată dorința voastră poate de a vă apăra, de a nu acționa, de a vă preface că nu vedeți anumite situații. Sunteți impuși în fața unei alegeri și sunt alternative și nu știți spre care să optați. Mai văd de asemenea dorința voastră de a cumpăni cum este mai bine. Hai să vedem în continuare ce spun cărțile pentru joi. Smochinul și, iată, invitația de a consuma smochine, o să găsești soluții orice ar fi. Da, parcă vă văd, dragii mei, într-un blocaj, trebuie să vă luați apărarea, trebuie să găsiți aceste soluții care vă sunt necesare. Atenție la o infidelitate. Da, pentru că a fost cartea gemenilor sau cartea îndrăgostiților sau cartea deciziilor bazate pe moralitate și iată din nou infidelitatea. O minciună, o trădare, poate chiar o înșelare. Ori vă dă vouă târcoale, este o ispită, ori persoana dragă vouă are această încercare. Sfatul este să fiți cât mai comunicativ, să vorbiți cât mai deschis despre timpul și atenția care vă sunt necesare și văd într-adevăr, iată, aici o veste bună cu împăcare, văd cu legătură cu vestea asta sau independent o bucurie în casa voastră venită din partea unei persoane și o bucurie mare. Sper să fie trei lucruri diferite pentru că
vă, dragii mei, aici în viața voastră o zi destul de interesantă. Dar aveți grijă, faceți alegeri bazate pe moralitate. Poate chiar veți avea această bucurie, da, să treceți cu bine peste o ispită. Mergem mai departe la ziua de vineri. Vineri am o regină de monede, fie că sunt doamnele din Vărsător, femei 3 în 1, femeia care este îngrijită, dar și mămică grijulie și soție devotată și femeie de carieră. Sau este o doamnă din Taur, Fecioară, Capricorn, care vă preocupă, care vă impresionează pe dumneavoastră. Ce pot să mai văd? Iată bradul. Ce frumos! Chiar este de sezon bradul. Arborele acesta sacru spune că urmează o naștere sau o renaștere, că lucrurile se vor schimba, că urmează altceva în viața voastră. Poate că veți naște, dragi doamne din Vărsător sau partenerele din Vărsător, bărbaților, da? Vărsător vor naște sau e renașterea voastră. Urmează ceva și se schimbă lucrurile. Pentru că, iată, e o pasiune pură elevată pe care o simțiți față de o persoană, da? Foarte frumoasă este această carte. Ziua de vineri este pasională pentru voi și hai să vedem ce spun cărțile. Cărțile vorbesc despre iubire, despre iubire la ceas de seară. Văd acest 10 de inimă neagră ca un drum după asfințit sau în a doua parte a zilei și mai văd o doamnă sau un domn din Vărsător, dar poate să fie și din Gemeni sau Balanță totodată. Este însă cu iubire, asta este important și vă doresc o zi de vineri plină, dragii mei, de afecțiune și de iubire reciprocă. Am ajuns și la weekenduri, iată turnul. Turnul reprezintă o schimbare, o surpriză. Este ceva care vă, nu neapărat că vă șochează într-un sens rău, dar să știți în sens benefic, o trezire la realitate e aici. Turnul poate fi și o persoană din zodia Berbec, care să vină spre voi cu o anumită veste. Văd din partea paltinului, arborele sacru, că aveți mesajul să aveți răbdare, să rezistați, păstrându-vă credința că necazurile vor trece, dragii mei. Nu știu la ce anume se referă, dar poate este totuși ceva neplăcut și trebuie să aveți răbdare și să rezistați, dragii mei, acestor încercări. Din partea tarotului iubirii este această separare. Sunteți departe de persoanele dragi, poate că au drumuri în altă parte sau pot să fie chiar certuri, aveți mare grijă să nu vă certați, să nu vă despărțiți, dar s-ar putea să fie, dacă sunteți separați, să fie discuții de împăcare, dragii mei, pentru că această separare anulează separarea prin aducerea împăcării. Cărțile obișnuite de sâmbătă vorbesc, iată, despre un grup în care, cu care interacționați, prieteni, dar ar putea să fie doamne din Rac, Scorpion, Pești, ar putea să fie bărbați din Taur, Fecioară, Capricorn sau doamne, domni din Berbec, Leu, Săgetător. Ca și semnalmente văd doamne sau domni bruneți, brunete cu ochii negri sau căprui, ori bărbați șateni cu ochii căprui sau doamne blonduți șatene cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Bun, dragii mei, să vedem și ziua de duminică ce va aduce. Și, într-adevăr, vine cu steaua. Este cartea Vărsătorului. Este o speranță, o retrăire a unei bucurii, o rezolvare, o primă rezolvare a unor dificultăți. Vedeți această luminiță de la capătul tunelului, da? Și cireșul, iată, poate gemul de cireșe sau dulceața de cireșe să vă inspire astăzi. Renunțați la niște griji, liniștiți-vă pentru că sunteți binecuvântați. Deci ziua aceasta de duminică cred că va aduce împăcare, dragii mei, și într-adevăr va aduce și o fericire profundă de plină pe care puteți să o simțiți alături de persoana dragă, alături de familia dumneavoastră și de cei dragi vouă. Și cărțile obișnuite vorbesc despre un dar de bani sau despre un cadou valoros, iar aici am o doamnă sau domn din Taur, Fecioară, Capricorn, poate persoane șatene cu ochii căprui, dacă nu sunt zodii de pământ, și mai văd un bărbat din Rac, Scorpion, Pești sau blonduț șaten cu ochii căprui sau deschiși la culoare.
Foarte frumoase sunt aceste cărți. Dragi vărsători, vă doresc o săptămână minunată, cu multă voieșie și multă voie bună. Să fiți sănătoși, să vă bucurați, da? Iar dacă sunteți cu prenumele Nicolae, Nicoleta, la mulți ani să trăiți voioși, da? Vă îmbrățișez cu mare drag. Pa, pa!